Între timp vedem o altă sportivă, sărin și ea la 1.55. Dacă nu mă înșel, e Ramona Elena Verman de la SCM Bacău, o sportivă născută în 2004, Verman e, așa. Și acum Enache, Elisa Xandra Marisia Enache, fără emoții la 1.55. LPS Cetate Deva, clubul la care este legitimată cea pe care o vedem acum în prim plan. Puneam importante și performanțele obținute. Abia acum anticipasem cumva. Reușește însă de data aceasta coșerariu să treacă peste ușor-ușor sita Vacerne. Noi vedem și reluare. Toate sunt reușite. N-a lipsit mult să treacă Chiriacescu peste această înălțime de 1.75. A avut o intrare, să zicem, ezitantă în concurs. Fără probleme la 1.75. Este Bianca Ioana Aurora Coșerariu, în spatele ei Verman, 1.65. Rămâne de văzut dacă fetele vor continua. Între timp apar și băieții în prețul ăsta accesibil. Coșerariu acum la 1.65, sare și rămâne în concurs. Ea este Ramona Elena Verman, 328, de asemenea 1.65, nu reușește, din păcate pentru ea. Sunt probe care se desfășoară în același timp, o vedem acum pe Enache, un elan foarte mare, cel mai mare din concurs, trece din prima încercare la 1.65, destul de greu pentru 1.80, Rengle. Sare la 1.65 Alesia Maria Rengle. În ultimul moment, Cosmin Andrei Petrea. Am văzut prin planul cu Apostol. Sper că nu s-a accidentat acolo. Asta a fost în... Ea este Verman. Am revăzut momentul în care am avut senzația că... Da, e, are... Trecem foarte rapid la săritura fetelor, acolo unde a abandonat înainte de a începe măcar coșerariu. Mai lase niște sportivi pe margine. Elisa Enache, numărul 259. Elisa Xandra Marisia de la Deva, din păcate... Șansă bună și una dintre favoritele la medalie. Revenim la Alesia Maria Rengle, 1.69 pentru orădeancă. Să vedem, e născută în 2003, anul acesta e vârf, anul la care ajunge la majorat, steag alb. Semnul numai de pace, dar și de izbândă în atletism. Dacă trece, rămâne în concurs. Apostol. Apostol trece, Chiriacescu nu. Vom vedea cu cine am rămas la luptă în continuare și mai ales vom vedea cui atârnăm medaliile în final. Primele trei locuri. Enache în acest prim plan, o fată... Avem ierarhie, avem medaliile, doar că nu știm cât de, să zicem, plină de faimă e strălucirea aurului pentru necoară, funcție și de cât va reuși să sară. Enache, a doua încercare la 1.69 pentru Enache. Vine Enache și... Mama mia! Am avut senzația pentru câteva fracțiuni de secundă că va trece. Cele din urmă cade bara. E partipriuri, Gheorghe Florinel Bledea a doborât. Devine din ce în ce mai interesantă disputa Rengle Apostol.
73, prima încercare pentru Federica Gabriela Apostol de la CSM Bacău, scută în 2003. Sare și ea, mai sufletul ei să nu fie acum, sufletul antrenorilor ei, părinților. Și de data trebuie să fie o înălțime problematică și pentru băieți. E interesantă confruntarea, eliberarea acum. Alesia, Maria, Rengle. Revenim la Alesia, Rengle. Alesia rămâne în concurs. Incredibil, incredibil. Para, priviți, nu cade în cele din urmă. Și Apostol sare, punând din nou presiune Federica Gabriela Apostol. Toate privirile sunt ațintite asupra ei, aici în sală. E o elevă cu rezultate extraordinare la... Nu reușește și avem o câștigătoare în privința Gabriela Apostol, conform previziunilor. Băcăuanca câștigă încă o dată, demonstrând încă o dată că statutul de principal favorit nu îl crispează. Nu reușește, doboară Federica Gabriela Apostol, dar are două încercări la dispoziție. O vedem la 1,83 m, are titlul de campioane. Acesta este deznodământul probei de săritură în înălțime fete, în vreme ce la băieți pe Apostol, Federica Gabriela a câștigat, scontat, fără mari emoții, dar disputa ei până la un moment dat cu Rengle a fost sarea și piperul acestui start de competiție.